Aceste imagini filmate la începutul pandemiei arată localitatea Bărbulești din județul Ialomița, păzită de trupele speciale. A fost nevoie de intervenția poliției pentru că cei infectați nu respectau carantina impusă de autorități. La un an și jumătate de atunci, comuna Bărbulești are cel mai mic număr de locuitori vaccinați, 0,39% din populație, o populație de peste 8200 de suflete. Mi-e frică că zice că e murit. Și așa avem pe Dumnezeu și nu murim. Nu ne vaccinăm. Dacă mor pentru vaccin, ce fac? Așa nu ne vom lovi fără vaccin. De unde știi? Că știu eu. Vaccinul ăsta ne omoară pe toți. Deci știți pe cineva în comună care s-a vaccinat? Unul atât. Unul știi pe unul, știu atât, un vecin al meu. Pe baza ca să pleacă afară, dar altfel nu se vaccinau. Frica de vaccin, nu frica de boală. Mulți dintre localnici s-au infectat, dar nici suferința bolii nu i-a convins să se imunizeze. Am avut eu și soția COVID-19 și ea avea 2. COVID-2? Da. Era aproape, eram pe terminat. Și Domnul Iisus a lucrat și cu totuși că aveam și diabet, aveam și mai multe complimente. Nu este pe voia Domnului să primim acest vaccin. Și împreună cu Dumnezeu știm că noi vom birui totul. Și dacă vă îmbolnăviți și faceți o formă gravă? M-am îmbolnăvit, am trecut cu bine. În vară rata de imunizare era de 0,20%, iar astăzi, în toamnă, este de 0,39%. Dacă ar dori să se vaccineze, oamenii ar putea solicita serul la medicul de familie sau ar putea merge până la Urziceni ca să se vaccineze. Însă primarul spune că nici măcar caravana mobilă de vaccinare pe care a adus-o în localitate nu a avut succes. Dar nici primarul nu e vaccinat și nici nu intenționează. Am o imunitate destul de bună, eu mănânc în toate șansurile, tot ce găsesc pe jos și de aceea mi s-a găscut imunitatea. Datorită credinței în Dumnezeu, mergem pe linia noastră, refuz orice va veni peste lumea întreagă și noi mergem, adică ne încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu. Cei care nu vor să se vaccineze justifică decizia și cu numărul mic de bolnavi din comună. Sunt doar 5, iar rata de incidență are acum valoarea de 0,6.